În această lecție vom prezenta un exercițiu cu matrici, matrici și operații, în sprijinul elevilor de clasa 11-a. Atât se dă o matrice A egal cu 1, 2, 0, 1, aparținând lui M2 peste R, deci o matrice pătratică de ordinul 2, relativ la care avem 3 cerințe. Mai întâi, la punctul A, calculați 2A minus A pătrat, un exercițiu pentru toată lumea. Să rescriem această cerință, acest calcul propus, și vom calcula mai întâi separat A pătrat, adică vom folosi produsul matricilor. Este vorba aici de matricea A mulțită cu ea însăși. Deci matricea A, o scriem rapid, 1, 2, 0, 1, mulțită cu ea însăși, este egal cu, și pregătim terenul pentru matricea produs. Așa cum se știe, algoritmul este următorul. Vom opera prima linie cu elementele de pe prima coloană. Respectiv, vom avea 1 ori 1 plus 2 ori 0, adică 1 plus 0. Rezultatul este 1, deci primul element este 1. Apoi vom opera prima linie cu a doua coloană, în același mod. 1 ori 2 plus 2 ori 1. 2 plus 2 este 4. Următorul element este 4. Următorul element se obține mulțind sau operând linia a doua cu prima coloană. 0, 1 operat cu 1, 0 este 0 ori 1 plus 1 ori 0. 0 plus 0, 0 este următorul element de pe linia a doua. Și în sfârșit, a doua linie cu a doua coloană. 0 ori 2 plus 1 ori 1 este 0 plus 1. 1 este următorul element, deci 1. Matricea a pătrat este 1, 4, 0, 1. Și acum revenit mai sus, este egal mai departe cu 2, vom scrie mai întâi, înmulțit cu matricea A, adică scrisă explicit este 1, 2, 0, 1, minus A pătrat, care tocmai l-am calculat, adică 1, 4, 0, 1. Continuăm, este egal mai departe. Avem într-o primă fază înmulțirea unei matrici cu un scalar, se înmulțesc toate elementele matricii cu acel scalar, cu acel număr, cu 2. Deci vom avea, prima matrice este 2 ori 1, 2, 2 ori 2, 4, 2 ori 0 este 0 și 2 ori 1 este 2. Minus, mai scriem o dată, 1, 4, 0, 1. Este egal mai departe. Și acum efectuăm diferența. Este egal cu 2 plus minus 1, deci minus 1 este 1. 4 minus 4 este 0. 0 minus 0 este 0. Și 2 minus 1 este 1. Am obținut chiar I2, care este de fapt rezultatul la punctul A. Trecem acum la următoarea cerință, la punctul B. Aici trebuie să calculăm A la 2020, deci calculați A la 2020. Ne propunem să calculăm în general A la puterea N, de fapt despre acest calcul este vorba, adică ridicarea la puterea N a matricii A. Vom scrie mai întâi rezultatele care le cunoaștem, iată. Mai întâi, A la întâia știm că este matricea dată, 1, 2, 0, 1. Am mai calculat și A pătrat la punctul anterior, deci A pătrat egal cu 1, 4, 0, 1, am preluat rezultatul anterior. Și ne ocupăm acum de A la a treia. În această zonă vom calcula pe A la a treia, să ne putem da seama eventual de o regulă generală, de o formulă generală pentru A la N. Deci A la 3 este egal cu, deci mergem pe această metodă, A la 3 este egal cu A pătrat, da, A pătrat, înmulțit cu A după legea înmulțirii unei matrici cu ea însăși, după legea puterii. Deci A la 3 înseamnă A pătrat ori A. Este egal cu A pătrat, adică 1, 4, 0, 1,
înmulțit cu matricea A, adică 1, 2, 0, 1. Este egal în continuare. Am arătat pentru toată lumea cum se face mulțirea matricilor, acum ne vom propune să facem ceva mai rapid. Iată, operăm prima linie cu prima coloană, obținem 1 plus 0, deci 1. Prima linie cu a doua coloană, deci 2 plus 4, deci 6. Urmează a doua linie cu fiecare coloană, deci 0, 1 cu 1, 0 este 0 plus 0 este 0. Și 0, 1 cu 2, 1, deci 0 plus 1 este 1. Deci a la treia este egal cu matricea 1, 6, 0, 1. Vom observa în continuare că avem prima matrice 1, 2 ori 1, intuim care este legea, 0, 1. Am scris în loc de 2, 2 ori 1. Este egal la pătrat cu 1, în loc de 4 vom scrie 2 ori 2, și aici este observația noastră, apoi 0, 1, 0, 1. În mod analog, gândim și pentru a la treia, este de fapt matricea 1, aici 0, 1, și în loc de 6 vom scrie 2 ori 3. Se întâiește în felul acesta faptul că a la n va fi egal cu 1, 2, n, 0, 1. Deci, întrebarea noastră este dacă a la n este egal cu 1, 2, n, 0, 1. La această întrebare putem răspunde cu metoda cunoscută în matematică, inducția matematică. Practic, până în prezent am făcut verificarea și de acum avem de trecut la a doua etapă a inducției matematice, respectiv, și scriem generic aici, să demonstrăm că P de K implică P de K plus 1, oricare ar fi K mai mare sau egal cu 3, acolo unde am lăsat verificarea. P de K, să vedem cine este. Considerăm, deci, avem în ipoteză faptul că P de K îl presupunem adevărat. Deci P de K înseamnă A la puterea K egal cu 1, 2 K, 0, 1. Deci cunoaștem această propoziție pe care o considerăm adevărată. Ceea ce ne interesează este dacă P de K plus 1 este adevărat în circumstanțele în care considerăm P de K adevărat. Să vedem cum arată P de K plus 1. Este următoarea propoziție, anume că A la puterea K plus 1 ar fi egal cu 1, 2 pe lângă K plus 1, 0, 1. Ca să demonstrăm pe baza lui P de K adevărat faptul că și P de K plus 1 este adevărat, respectiv că la K plus 1 este dată de formula pe care am scris-o, vom calcula A la K plus 1 conform legii puterilor este egal cu A la puterea K ori A. Și trebuie neapărat să ajungem la această matriță. Ori A la K este din nou matricea 1, 2 K, 0, 1. Deci în loc de A la K am scris matricea 1, 2 K, 0, 1. Rezultatul considerat cunoscut, pentru că P de K, repet, este considerat adevărat, ori A, adică ori matricea inițială 1, 2, 0, 1. Va fi egal mai departe. Din nou mulțim mai repede. Prima linie cu prima coloană înseamnă 1 plus 0 este 1. Prima linie cu a doua coloană este 2 plus 2 K, deci 2 plus 2 K. A doua linie cu prima coloană este 0 și a doua linie cu a doua coloană este 0 plus 1, deci 1. Se poate observa ușor faptul că dacă pe prima linie la al doilea element dăm factor comun pe 2,
obținem 2 pe lângă 1 plus k sau k plus 1. Și 0, 1. Adică am ajuns tocmai la ceea ce am dorit să demonstrăm. Adică faptul că dacă a la k este egal cu 1, 2, k, 0, 1, deci p de k este adevărat, atunci și p de k plus 1 este adevărat. Din 1 și din 2, deci din 1 din verificare și din 2 din inducția completă, din faptul că p de k implică p de k plus 1, deci din 1 și din 2 rezultă că p de n, care este propoziția a la n egal cu 1, 2n, 0, 1, formula preconizată, este adevărată oricare ar fi n mai mare sau egal cu 1. N, bineînțeles, aparține lui n. Așadar, dacă a la n este egal cu, deci dacă a la n este egal cu 1, 2n, 0, 1, asta înseamnă că pentru n egal cu 2020, va rezulta că a la 2020 este egal cu 1, 0 și 1, elementele constante, și 2 ori 2020 este 4040. Acesta este rezultatul pentru punctul B. Și acum, după ce am debarasat, nu vom trece la punctul C până când nu vom da și o altă variantă de calcul pentru matricea A la N, sau respectiv A la 2020. Iată, o altă variantă, ziceam. Pornind din nou de la matricea A, vom scrie matricea sub o altă formă, și anume, vom scrie ca o sumă de două matrici, în așa fel încât să una dintre matrici să fie chiar matricea unitate. Deci 1, 0, 0, 1 plus matricea 0, 2, 0, 0 egal în continuare cu 1, 0, 0, 1 este matricea unitate, cum spuneam, I2, elementul neutru la mulțire, deci este egal cu I2 plus matrice pe care o vom nota cu matricea B. Deci plus matricea B. Fa pentru care A la puterea N, da, va fi egal cu I2 plus B totul la puterea N. Mai întâi vom calcula separat pe B la puterea a doua. Deci B la întâia se știe că este egal cu 0, 2, 0, 0. Apoi B la puterea a doua este egal cu 0, 2, 0, 0, înmulțit cu el însuși, cu 0, 2, 0, 0. Și care este egal, se poate sesiza ușor, este egal cu 0, 0, 0, 0, adică egal cu O2. Ori știm că orice matrice mulțită cu O2 va fi important pentru calculul următor, este egal cu O2. Apoi B la 3-a, care este egal cu B la pătrat ori O2, este egal, desigur, cu O2. Și așa mai departe, B la puterea K putem scrie, este egal cu O2, deci cu matricea nulă, oricare ar fi K mai mare sau egal, iată, cu 2. Important acest lucru, de ce? Pentru că revenind la A la N, egal cu I2 plus B la N, vom aplica formula binomului lui Newton. Este egal cu combinări de N luate câte 0, I2 la puterea N, plus combinări de n luate câte una, I2 la puterea n minus 1 ori B, plus combinări de n luate câte 2, I2
la puterea n minus 2, ori b pătrat, deja b pătrat este egal cu i2, plus, și așa mai departe, plus combinări de n, luate câte n, b la puterea n. Este egal în continuare, combinări de n luate câte 0 este 1, ori i2 la orice putere este i2, urmează plus, combinări de n luate câte 1 este n, ori i2 la puterea n minus 1 este i2 și i2 înmulțit cu b este matricea B. Plus, următorii termeni sunt 0, plus și așa mai departe, plus 0. Este egal în continuare cu i2 plus n ori b. Egal cu, explicităm matricile, 1, 0, 0, 1, matricea unitate, plus n ori matricea B, 0, 2, 0, 0. Egal mai departe, 1, 0, 0, 1, plus 0, 2n, 0, 0. Și este egal, adunăm matricile, 1 plus 0, 1, 0 plus 2n este 2n, 0 plus 0 este 0, 1 plus 0 este 1. Așadar, am ajuns la același rezultat. Și de aici, bineînțeles, pentru an egal cu 2020, ajungem la matricea 1, 4, 1040, 0, 1. Și acum vom trece la ultima cerință, la punctul C. Să se găsească matricile X aparținându-le M2 peste R, pentru care aur X egal cu X ori A. Pentru a afla X pentru care egalitatea propusă este adevărată, adică X comută față de A, vom nota mai întâi o matrice necunoscută X, iată, cu cele patru elemente necunoscute pe care dorim sau alegem să le notăm în felul acesta. A, B, C, D. Și ne pregătim să calculăm pe rând A ori X și X ori A, după care vom avea o identitate între două matrici de același tip. Iată mai întâi A ori X, care înseamnă egal cu matricea A, o scriem rapid, înmulțită cu această matrice care am propus noi, necunoscută, ABCD. Este egal cu, din nou avem produsul matricilor, prima linie cu prima coloană este A plus 2C, deci A plus 2C. Apoi 1, 2 operat cu BD înseamnă B plus 2D, deci B plus 2D. A doua linie cu prima coloană este 0 plus C, deci C. A doua linie cu a doua coloană este 0 plus D. Deci este D. Procedăm analog și cu X ori A. Egal cu, este egal cu matricea X, o scriem rapid, ABCD, înmulțită cu matricea 1, 2, 0, 1. Este egal cu AB operat cu 2, 1, 0, deci avem A plus 0. Primul element este A. AB cu 2, 1 este 2A plus B. 2A plus B. Începem sau continuăm cu a doua linie, CD cu 1, 0. C plus 0 este C. CD cu 2, 1 este 2C plus D. Deci 2C plus D. Și acum dacă AX este, să zicem, 1 și X ori A este 2, atunci din 1 egal cu 2, cele două matrici egale, rezultă un sistem de ecuații cu 4 necunoscute. Toate elementele corespunzătoare trebuie să fie egale, deci A plus 2C egal cu A. Să scriem acest lucru, A plus 2C este egal cu A. Apoi B plus 2D egal cu 2A plus B. Deci B
plus 2D este egal cu 2A plus B. 2A plus B. Am egalat elementele de pe prima linie. Și acum de pe a doua linie. C egal cu C. Scriem și acest lucru. Și D egal cu 2C plus D. Deci D este egal cu 2C plus D. Rezultă mai departe. Din A plus 2C egal cu A se reduc. Se reduce A și urmează să rămână doar 2C egal cu 0, adică C este egal cu 0. Din a doua ecuație se reduc B cu B, apoi după ce împărțim cu 2 obținem D egal cu A, deci A este egal cu D. C egal cu C este egalitate evidentă, iar la a treia, la a patra ecuație reducem D și obținem C egal cu 0, care, dacă a fost scris odată, nu mai repetăm. Ce înseamnă că avem aceste două relații? Că am obținut o infinitate de matrici. Și anume, este vorba de X egal cu matricea. X este de forma A, B, C, D, deci A este necunoscut, considerăm că avem aici A, apoi B, B s-a eliminat, deci oricare ar fi B, îl vom rescrie pentru că poate să fie oricare, s-a eliminat, deci nu a apărut, s-a fost eliminat între ecuațiile respective, deci B poate fi oricare, apoi C, care trebuie să fie neapărat 0, și cum A este egal cu D, în locul lui D vom trece A. Deci iată că avem o infinitate de matrici. Este vorba de toate matricile de forma A, B, 0A, să dăm în felul acesta rezultatul, cu proprietatea că A și B aparțin numerelor reale. Deci toate aceste matrici care au această particularitate, elementul, primul element de pe linia a doua este 0, diagonala principală este formată din elemente egale, A egal cu A, și B un număr oarecare. Dăm aici un exemplu, dar acesta este răspunsul nostru, un exemplu din această mulțime, iată, ar fi matricea 2, 5, 0, 2. O astfel de matrice este de matricea celor care, deci din mulțimea de mai sus, care verifică relația dată. Deci, răspunsul nostru este mulțimea acestor matrici. O mulțime infinită de matrici de această formă.